Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu! Subiectul clipului de astăzi este ce să nu îi faci unei orhidee înflorite. Primul lucru, nu folosim fertilizatori absolut deloc, orhidee înflorită nu se fertilizează. Se udă în mod normal, așa cum se udă orice orhidee în funcție de specie, dar nu se folosește fertilizatori. În cazul în care avem tije în creștere, se fertilizează până când încep boboșii să se formeze. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este să nu o ținem în curent, pentru că este posibil ca unii boboci să, să se ofilească, lucru pe care nu ne dorim. De asemenea, nu trebuie să, să ținem orhidele la diferențe de temperatură foarte mari. Asta dacă ne dorim ca florile să dureze mult, mult mai mult. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este ca orhidele să fie odate cu apă la temperatura camerei. Bine este să ținem cont de aceste lucruri și când orhidea nu este înflorită, dar mai ales în această perioadă când orhidele sunt înflorite, este bine să le udăm cu o apă la temperatura camerei pentru a nu suferi un șoc, iar după aceea acel șoc să aibă ca urmare pierderea bobocilor sau ofilirea florilor mai repede. În concluzie, planta nu trebuie să fie în curând reci, fără diferență de temperatură sau să nu fie diferențele foarte mari. Temperatura să fie constantă, nu se mută plantele și nu li se schimbă poziția, nu se fertilizează și nu se udă cu apă rece. Vă mulțumesc că m-ați urmărit! Pe curând!